5 ani și peste 400.000 de euro, strânși în cadrul unor campanii umanitare ați reușit. Mm-hmm. Până acum, cum a început povestea la primul bebe? Povestea la primul bebe a început cum cred că încep mai toate poveștile legate de copii și de parenting din ziua de astăzi, adică cu nașterea primului meu copil. Atunci când m-am simțit tare singură, tare lipsită de control, scoasă din contextul meu de business în care lucram în fiecare zi și în care eram obișnuită să controlez și să am predictibilitate în ceea ce făceam, e bine, acasă nu mai aveam aceste lucruri, nu știam cu ce se mănâncă un copil și m-am simțit dintr-o dată foarte singură, foarte incompetentă și cu siguranță într-o depresie postnatală, care m-a afectat foarte tare. Și atunci am ales să fac un grup pe Facebook în care să-mi adaug 10 amice care născuseră de curând sau care erau gravide. Am făcut acest grup cu 10 amice și în mai puțin de o lună aveam 400 de oameni în grup. Astăzi însă este un grup închis, de fapt sunt 18 grupuri închise pentru că avem filiale în toată țara. Câți membri are acum comunitatea? Comunitatea Per Ansamblu are 45.000 de membri, număr care crește în fiecare zi pentru că lumea începe să afle din ce în ce mai mult de noi și ne caută grupurile pe Facebook și dau join. Această comunitate pe care eu am creat-o pentru a mă salva eu pe mine, nu pentru a salva pe nimeni. Pur și simplu am simțit nevoia să comunic cu oameni ca mine, să văd că și ei trec prin ceea ce trec eu, să-mi iau informații ușor și să nu mă simt singură pe drumul acesta greu al parentingului, despre care nimeni nu mi-a vorbit până ce am avut copil. Toată lumea îmi spunea, o să fie greu, dar e atât de frumos. Și cumva eu am auzit doar că e atât de frumos, eu nu am auzit partea că e greu. Și când am fost în acel moment, mi s-a părut ceva extraordinar de greu. Comunitatea noastră, știu că am vorbit despre campanii, dar de fapt comunitatea noastră nu are ca scop strângerea acestor fonduri. Ele sunt un rezultat a ceea ce se întâmplă în rest. Noi acolo suntem o comunitate de sprijin pentru mame, în sensul de a avea o platformă curată, cu oameni educați, din care mamele pot să-și ia atât informații, dar și sprijin emoțional. Adică sunt momente când mamele noastre sunt la pământ sau o mamă este la pământ și sute de alte mame o ridică în secunde de jos. Ceea ce nu vezi des și nu ai acces des în viața de zi cu zi. Suntem singure în orașe. Mamele din orașe sunt mult mai singure decât mamele din rural pentru că nu există acea comunitate care crește un copil. Și atunci ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acolo, în interiorul comunității. Odată noi oferim sprijin online, dar oferim și evenimente pentru mame, evenimente de parenting. Avem peste 85 de evenimente organizate până acum cu peste 15.000 de părinți în săli. Avem evenimente educaționale, dacă vrei, de educație parentală, de la psihologia copilului, la diversificare, la alăptare, la prim ajutor, tot felul de evenimente care le susțin pe mame și le scot puțin de acasă. Deci, practic, ceea ce facem noi în online este să oferim sprijin emoțional și informațional. Avem evenimente în care mamele vin și învață lucruri. Și pentru tot acest ajutor pe care ele îl primesc gratuit, de două ori pe an stau umăr lângă umăr și sprijină cazuri umanitare. Eu cred foarte tare în puterea comunităților, foarte tare, și comunitatea aceasta mi-o arată în fiecare zi și am să-ți dau niște exemple din care să înțelegi cum este la primul bebe în interior. Pentru că la primul bebe nu este un grup de mame, povestesc și ele acolo pe internet, nu, este mai mult decât atât. Uite, am să-ți dau acest exemplu. Una dintre mamele noastre din București a mers la Brașov și a rămas în pană noaptea la 12 cu copilul ei în mașină, singuri, erau singuri. Nu a putut să schimbe roata singură, a intrat pe comunitatea din Brașov și a postat un mesaj, știți, am rămas așa, am nevoie de ajutor. În mai puțin de o oră, două mașini cu tați erau la ea și au schimbat roata la jumătate de oră după, fiind în hotel cu copilul, fără să se cunoască. Avem o altă mamă care a ajuns acum câteva luni într-o stare foarte gravă la spital. Avea nevoie de transfuzie de sânge.
Am pus un apel în comunitate și a doua zi asistentele de acolo ne-au mărturisit că s-a umplut banca de sânge. Au venit atât de multe mame cu tați, cu prieteni, cu colegi, încât efectiv au umplut banca de sânge. Au spus că nu au mai văzut așa ceva de foarte, foarte mult timp. Mai avem o mamă care, al cărui copil nu a supraviețuit la naștere, în maternitate. A postat acest lucru în comunitate, a spus că nu ne mai poate fi alături. Și în aceea zi, o mamă s-a dus la ea la spital ca să stea cu ea, fără să se cunoască, doar pentru că trecuse prin același lucru. Iar exemple ca acestea se întâmplă lunar. De aceea mamele sunt atât de strânse în jurul comunității la primul bebe, pentru că ceea ce se întâmplă acolo trece și de informație și de campaniile umanitare și de evenimentele pe care noi le facem. Acolo s-a creat o familie în care efectiv mamele pot să fie cine sunt ele, fără să se teamă că sunt judecate, fără să primească degete arătătoare, ci pur și simplu empatie și respect. De asta stau lângă noi și tocmai de aceea eu cred foarte, foarte tare în puterea comunităților autentice, care aleg să trăiască în adevăr și aleg să facă o schimbare. Știi? Pentru că nu poate să-ți fie bine doar ție. Degeaba mi-e mie bine dacă atunci când ies afară, e numai urât în jur. Degeaba mi-e bine. Și atunci eu cred că aceste mame, una lângă alta, chiar pot să schimbe ceva într-o țară. Am această credință.